say so. Rack it up, rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, shake it up. Salutare mașiniști! Astăzi la garaj ne ocupăm de o mașină pe care nu ați mai văzut-o, cred că de un an și ceva, de la ultima postare, mai exact ne ocupăm de Seat. Nu ne-am mai ocupat de foarte mult timp de el pentru că n-am mai modificat nimic și n-am considerat că e foarte interesant să vedeți chestii care nu sunt modificări, dar de ceva vreme am o problemă cu antigelul aia și mai exact are ceva pierderi. De mâncat nu m-am prins că ar mânca antigel, dar de pierdut pierde destul de haos. Prima dată am schimbat radiatorul acum câteva luni pentru că avea o mică pierdere, însă pierderea mare se pare că este de la niște garnituri care sunt de pe partea dreapta motorului. Și de asemenea este și un etrier care trebuie schimbat cam de un an și ceva, cred că. Așa că, hai să ne apucăm de treabă, având în vedere că în carantina asta cred că o să ies și vopsitor și ies cu toate mașinile țiplă din carantina, adică este timp de făcut absolut orice și vă sfătuiesc și pe voi, dacă ați amânat diferite chestiuni, să folosiți timpul ăsta ca să ieșiți din carantină cu mașinile forță. În partea dreapta a motorului aici, pe cutie, sunt niște scurgeri, mai multe tipuri de scurgeri și de-aia am luat garnitura de aici, de la Tandem, și garnitura de la corpul de apă să le schimbăm. Pe partea de furtune nu pare că avem absolut niciun fel de problemă, dar pe partea de garnituri cu siguranță este o problemă. O să vă las pe ecran numele unui codul unei scule care vă ajută să presurizați sistemul de răcire astfel încât să găsiți unde pierde mașina antigel. Deci întâi dăm jos pompa Tandem, are un șurub aici și un șurub în partea cealaltă din ce știu, pare că mai are încă unul jos, deci în total 3 șuruburi. Deci am scos pompa după cum se vede și mai jos avem garnitura ei, care e deja atât de veche și atât de nasoală încât s-a efectiv rămăsese lipit acolo. Se vede că este complet aplatizată și nu își mai face treaba, plus că rămăsese lipită acolo. Acum montăm cotul de apă înapoi după ce am schimbat garnitura. Înainte de tot, apropo, am dat jos antigelul. Chit că nu s-a văzut, dar este neapărat necesar pentru că altfel o să vă curgă tot pe jos. Aveți mare grijă cum puneți garnitura, eventual puteți să puneți puțin mastic sub garnitură, puțin de tot, cât să o fixeze acolo bine. Am pățit să prind garnitura iurea și când am pus antigelul la loc să mi-l dea pe tot jos. Din jumatea corpului de apă nu curgea antigel, dar am decis totuși să schimb garnitura și este și asta destul de moale și este destul de pătrată, nu mai este rotundă cum ar trebui să fie. Și mă gândeam în timp ce era să rotunjesc un șurub că pentru mașiniști ar fi foarte bine dacă s-ar inventa un joc de societate care să se numească se desface sau se rotunjește. Și majoritatea care ar juca normal că ar pierde, pentru că de multe ori șuruburile se rotunjesc. Însă, astăzi am avut noroc, până acum lucrurile merg foarte bine. Din fericire, n-am făcut ca asta vară la Lupo când am încurcat garniturile și am comandat ce trebuie. De data asta e totul bine. Punem și ultima garnitură și montăm totul la loc. Acum, sigur, nu o să mai avem scurgeri. Este destul de comun ca mașinile să aibă probleme cu garniturile după ce trec de 10 ani. Și la Golf am avut probleme cu ele, dar le-am schimbat de-a lungul timpului când a fost câte o scurgere, bineînțeles, am avut mai mare grijă decât de mașina asta care este daily. Acum punem pompa la loc și cam asta este toată treaba. Am terminat partea de motor cu garniturile respective, am și spălat frumos motorul, o să vă arăt imediat cum arată motorul. Acum trebuie să mă ocup de un etrier care, în urmă cu cred că un an și un pic, când am schimbat discurile și plăcuțele teoretic pe spate, am reușit să schimb doar unul din ele, pentru că etrierul ăsta se blocase efectiv și nu mai putea fi salvat. Și atunci a rămas pur și simplu deschimbat la o dată ulterioară, care n-a mai venit niciodată pentru că n-am mai avut timp. Deci după cum se vede, garniturile au bubuit de mult, pistonașul a ruginit ca și consecință și nu mai era bun de absolut nimic și trebuie neapărat schimbat etrierul cu totul. Având în vedere că
cablurile de la frâna de mână sunt și ele moarte, dar le voi schimba la o dată ulterioară, că acum se cam întunecă. Ies ca prin minune și rămâne doar furtunul de la etrier. Aici avem etrierul pe care îl vom pune. L-am verificat deja să fie funcțional. Deci, după cum se vede, am pus discul nou. Bine, discul ăsta a mai fost folosit odată cu etrierul vechi, dar l-am folosit fix câțiva metri să-mi dau seama că este blocat etrierul. De-aia are dungile astea, că l-am târât câțiva metri, am văzut că e blocat și nu e ok. Deci discul este nou, plăcuța este schimbată și etrierul. Am avut mici probleme la etrier pentru că, dintr-un motiv sau altul, a trebuit să schimb șaiba care înainte era pusă deasupra. A trebuit să o pun dedesubt ca să etanșeze pe etrierul ăsta, dar acum totul este ok, nu mai curge, deși a curs o grămadă de timp lichid de frână până când am reușit să îi dau de cap de ce a curs, e un pic ciudat. Cam asta este, în sfârșit, mi-a luat cam un an să schimb un etrier, dar până la urmă am reușit și la mașina care este daily să fac funcționale 100% frânele. Am terminat și aici tot ceea ce aveam de făcut, am și spălat un pic motorul ca să vedem eventuale scurgeri. O să comand am comandat deja un cot de la Race Shop, că aici nu este ok ce am făcut, dar furtunul la OM mă enerva și nu făcea decât scurgeri pe motor, însă cu un cot la 90 de grade, pe dimensiune de 22, dacă aveți nevoie să comandați și voi, o să rezolv problema în zilele următoare. Oricum mașina nu o să meargă, că e carantină, deci nu e nicio problemă dacă stă pur și simplu conectat și nu pornesc motorul, dar ideea e că nu rămâne așa. Deci am rezolvat toate problemele pe care le aveam de rezolvat. Cam asta a fost episodul de astăzi. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să facem niște clipuri de diagnoză, astfel încât dacă tot e carantina asta, cei care au probleme de diferite feluri să învețe cum să folosească o diagnoză, astfel încât să le dea de cap. Eu mă duc să editez clipul cu căței mecanici. Până data viitoare, drumuri bune!